Era un coleg bun, un jurnalist care își iubea meseria și un prieten săritor. Așa vorbesc colegii și prietenii despre Marius Daia, jurnalistul din Drobeta, Turnul Severin, găsit mort în casă. Este vorba de nepotul ministrului agriculturii, Petre Daia. Jurnalistul de 35 de ani nu mai fusese văzut de nimeni încă de sâmbătă seara. Vecinii spun că se simțea un miros insuportabil dinspre apartamentul acestuia și au sesizat poliția. Ușa locuinței a fost spartă de o echipă de intervenție de la ISU Mehedin. S-a simțit, da, miros mai înțepător. Nu locuiesc aici la bloc, dar vin, aici stăm. Și l-ați sunat, probabil. Am încercat să-l contactăm toți, vă dați seama. Nu mai răspundea la telefon. Da, era închis. Marius Daia a lucrat la începutul carierei în presa centrală, apoi la două televiziuni locale. El rămăsese recent fără serviciu. Eram băiat bun, niciodată n-a supărat pe nimeni. Jurnalist, reporter. Na. Băia deștept, ce să mai... Pe trupul neînsuflețit nu au fost găsite urme de violență. În anchetă, prima ipoteză a oamenilor legii este sinuciderea. În urmă cu 10 ani, Marius Daia a fost reținut pentru trafic de droguri. El a fost prins în flagrant în timp ce vindea hașiș împreună cu un prieten. Potrivit oamenilor legii, jurnalistul a făcut parte dintr-o grupare de crimă organizată.